Din acum maslini, unde s-a rugat Domnul Iisus. Să zic pe vremea Domnului Iisus. O plâns. Să zici că rădăcinile este de mult, de mult de pe timpul Domnului Iisus. Iată ce se vădă. Ilcanoasă. Ierni. Cine știe de când? Sigur că aici Domnul Iisus a fost. Sigur că mire în unii. Îți mulțumesc maslin vechi, o să aibă 2000 de ani. Așa să spun, așa să spun din treaba aceea. Ierusalim, acum coborâm înspre mormântul Domnului Iisus. Se spune că întreaga grădina asta a fost a lui Iosif din Arimateea. Acolo e mormântul Domnului, mergem într-acolo. O, aleluia, e salvator și e rege în veci. Tot ce-a creat el este o minune. Diavolul a învins și moartea-n veci a biruit. Iisus e Domnul. O, aleluia, e salvator și e rege în veci. Iisus e viu. Suntem noi acum și unde El acum vom fi și noi. Aici noi suntem pe locul unde se numește locul Căpățânii. Aici a fost crucea Domnului Iisus și aici a fost răstignit. Mormântul nu e invalid, dar nu e departe, aici nu e invalid. Aici am turnat, sunt pus gresie, păiar, atunci când era Domnul Iisus, sigur că nu era așa. Spune că aici stânca, că aici stânca se vede în spate. Aici e sigur Golgota, uite cum arată, măi, cum vedeți pe... Acum se vede, unde stânca e asta, în zona asta, aici, a fost răstignit Domnul Iisus. Că mai încolo, că mai încoace, dar asta e Golgota. Locul Căpățânii. Aici. Ia filmează și turiști și acum. Toată se așează. Atât, Ana, faci înapoi? Era una de importante.